Pe fondul avertizărilor meteorologice de fenomene severe, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă cetățenilor o serie de măsuri pe care trebuie să le ia în aceste zile pentru protejarea animalelor din gospodării. Astfel se recomandă asigurarea unui adăpost corespunzător care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii, asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje, atât cantitativ cât și calitativ. Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică, în cazul fermelor comerciale. La orice modificare a stării de sănătate a animalelor, deținătorul să anunțe urgent medicul veterinar din localitate. De asemenea, o serie de măsuri trebuie luate și în cazul transportului animalelor vii. Să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar. Transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile. Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mențină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor. Pentru organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii, padocurile unde sunt ținute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spațioase și prevăzute cu zone de adăpostire umbrite. De asemenea, toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să evite orice suferință inutilă a animalelor și să asigure cel puțin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deținute. Nu doar animalele au de suferit în aceste zile geroase, și lebedele de pe râul Olt sunt în pericol. Sunt afectate foarte grav. Toată suprafața de apă în scurt timp va fi cuprinsă de gheață și multe dintre ele care rămân în mijlocul Oltului sunt, picioarele sunt prinse în gheață și practic este imposibil să poată fi salvate. Cele care sunt mai puternice, aici intervine selecția naturală, dinainte pleacă pe canalele de fugă unde apa este curgătoare și nu îngheață niciodată. Reprezentanții AJVPS spun că zilele acestea o lebădă a fost salvată de la moarte după ce, înghețată fiind, a ajuns în gospodăria unui localnic. Chiar am avut zilele trecute un caz când una a căzut în curtea unui cetățean, am fost anunțat prin 112, a fost preluată către paznicul e vânătoare din zonă, ținută două zile acasă și a revenit și astăzi a fost pusă în libertate. Directorul AJVPS Olt spune că mortalitatea este ridicată în rândul exemplarelor bolnave și bătrâne pentru că acestea nu se pot apăra. Județul Olt se află până miercuri sub cod portocaliu de ger. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -29 și -15 grade, iar maximele între -15 și -10 grade.